Evenimentele organizate de-a lungul anilor de primăria sectorului 2 au trezit de fiecare dată interesul locuitorilor din sector și nu numai. Cei prezenți au rămas încă o dată plăcut impresionați de inițiativa primăriei. Vreau să vă întreb în primul rând ce va aduce în această zi de mai în parc? Concertul. Concertul în primul rând, vremea frumoasă și eram convinși că o să fie aici o atmosferă deosebită pe care o așteptam și o căutam. Și domnul primar tot ne-a bucurat cu așa concerte la care de fiecare dată suntem atenți și venim. Eu, ca un edil al sectorului 2 și nu numai, artistul Gheorghe Turda este foarte atașat de tot ce înseamnă mișcarea cultural-artistică a sectorului 2, unde cu drag și respect și omenie, zic eu, îl aprob și îl slujesc pe domnul primar Onțanu, Nicolae Onțanu, pentru că este un om care a știut să lase loc de bună ziua după dânsul ce a făcut până la această vreme în viață, nu numai pentru primărie, dar pentru toți locuitorii sectorului 2. Vreau doar atât să vă mai spun, pentru că astăzi este o sărbătoare de 1 mai, sărbătoarea muncitorilor de pretutinde, nu numai din România, este singurul sector care a organizat un asemenea spectacol pentru oamenii muncii din sectorul 2. Inițiativa. Cum să mi se pară? Cred că nu numai mie, dar la toată lumea pare un lucru extraordinar. În primul rând pentru că ceea ce face domnul primar Ronțeanu nu face altceva decât să clătească sufletele oamenilor care așteaptă multă vreme un spectacol, pentru că vremurile au ajuns de așa natură încât omul să nu-și mai permită să plătească un spectacol la o sală. Am auzit la televizor de spectacol 1 mai, ca toți românii, la un mic, la o bere, ca toți românii. Cum ți s-a părut inițiativa primăriei de a organiza acest concert? Foarte bună. Deși știu că domnul Onțanu mai mereu face aici în parc spectacole. Mulțumesc domnului primar pentru că întotdeauna când face sărbători câmpenești, sărbători cu muzică de petrecere și muzică populară, sunt aproape nelipsită. Deci este o inițiativă extraordinară pentru că sunt oameni ca frunza și ca iarba care au venit să mai uite de probleme și să se simtă bine. Și într-adevăr, de fiecare dată, lumea pleacă extraordinar de mulțumită, încântată și, bineînțeles, mulțumându-i domnului primar pentru ce le oferă de fiecare dată. Și încă o dată îi mulțumesc marelui public pentru locul pe care mi l-a păstrat sau mi l-a dat în ierarhia muzicii populare românești. Cum vi se pare inițiativa primăriei de a organiza acest spectacol? Domnul Onțanu face foarte multe lucruri bune cu astea, ca dovadă și parcul care l-a făcut aici, nu numai spectacolul. Cum vi se pare parcul?
Renovat frumos față de ce a fost, arată bine de tot acum. În comparație cu ce a fost aici în anii anteriori, e aranjat, e ordonat, s-a schimbat. Uite, cu toții să sărbătorim evenimentul, 1 mai astăzi, la un pahar de vorbă cu toții și ne bucurăm de această zi, de acest eveniment deosebit. Mai ziua muncii, o sărbătoare veche, o sărbătoare pe care de fiecare dată, în fiecare an o reluăm, pentru că oamenii au posibilitatea să iasă la iarbă verde și renodăm o tradiție a anilor care au trecut. Mici, bere, spectacol, muzică, voie bună. Sunt mii de oameni aici în Parcul Plumbuita și mă bucur și eu împreună cu ei de această zi minunată și acest spectacol foarte frumos pe care îl oferim locuitorilor sectorului 2. Pentru ce ați venit azi în ziua de mai în parc? Ca să ne relaxăm, ca să stăm în aer. Am venit pentru voltaj, clar. Mulțumim din suflet! Să știți că surprizele nu se opresc aici, continuă. Chiar vreau să chem în scenă o persoană deosebită. Nu știu dacă este de 20 de ani primar al sectorului 2 sau mai puțin, dar cu siguranță e un om de nota 20. E primarul sectorului meu, eu stau în sectorul 2. Hai să-l primim cu aplauze pe domnul primar Neculae Ionțanu. Bună seara! Super concert, voltaj în București, în sectorul 2, extraordinar! E o seară de nebunie, n-am mai văzut extraordinar așa o frumusețe de mulți ani de zile aici. Și noi vă spunem sincer că n-am mai văzut atât de multă lume strânsă la un loc, într-o singură seară. Bravo! 1 mai... Mulțumim mult de tot! Super concert aici în Parcul Plumbuita și vreau să-i salutăm și pe cei de la balcoane care nu mai au loc în parc și îi salutăm de aici, din Parcul Plumbuita. Și mi-a spus că aveți o surpriză pentru ei, ceva. Acum. Avem o surpriză tot așa de frumoasă ca și acest spectacol extraordinar. Am pregătit un foc de artificii foarte frumos. Dacă vom număra împreună și așa vom număra tare de tot și focul de artificii va fi foarte, foarte, foarte frumos. Numărăm împreună! De la 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Parcul Plumbuita, voltaj, super concert, mulțumim mult de tot! Stelele acum se sănștept în drum, haide vino lumea mea, ci... Primăvară nu începe cu tine, prima ploaie de vară nu ține,
prima dragoste nu nu se uită niciodată, niciodată. Prima rază de soare în fine angajește iubirea din mine. Prima dragoste nu nu se uită niciodată. Și vara nu începe cu tine, prima paie de vară nu ține. Prima dragoste nu nu se uită niciodată, niciodată. Prima rază de soare în fine încălzește iubirea din mine. Prima dragoste nu se uită niciodată.